Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vă arăt cum putem să folosim ace și nasturi în Marvel Designer. Bun, hai să începem! Eu acum am inserat în scenă un caracter care este din librărie și o haină. Eu voi șterge mai întâi partea de jos că nu mă interesează, vreau să fac niște nasturi în partea asta a hainei. Și voi folosi acele pentru a manipula forma materialului. Vă voi explica imediat după ce șterg eu chestiile astea. Ce vreau să fac eu cu fiecare chestie. Așa. Ștergem. Hai să vă arăt la ce sunt folosite acele. Pentru a folosi un ac, trebuie să apeși tasta W pentru a face chestia asta, dar trebuie să faci atunci când se face simulare. Apasă Space ca să se facă simularea. Poziționează-te cumva cu camera într-o poziție bună. Să zicem că vrei să te poziționezi aici. Și apeși tasta W și tasta click stânga pentru a folosi un ac. Când folosești un ac, acul pur și simplu fixează o parte din haină acolo unde ai apăsat tu. Asta este foarte util atunci când vrei să faci niște modificări de dimensiuni sau vrei să adaugi ceva în plus, dar nu vrei să destrame totul. Să nu te afecteze simularea când faci ceva. Bun, să zicem că vreau și pe partea din spate să fac chestia asta. Apăs W, click stânga și pur și simplu trag. Super. În caz că vrei să ștergi acele ca să revină simularea normal, trebuie să apeși Ctrl-W, dar ca să apeși Ctrl-W, trebuie să te asiguri că simularea e oprită. Ctrl-W, punctele s-au șters, apeși Space, totul revine la normal. Super! Bun, și acum o să vă arăt cum putem să băgăm nasturi și găuri pentru nasturi în haina noastră. Eu voi folosi ceva interesant. Voi crea un material care se va lega aici, care să fixeze mâneca. Dacă ați văzut cumva genul ăsta de haină. Bun, hai să încercăm să facem chestia asta. Eu voi trage materialul sus aici. Să vedem. Stai un pic că văd că simularea face urât. Voi trage haina sus ca să fixez mâneca. Până găsesc o poziție care îmi convine mie. Firar. Voi trage un pic mai mult ca să... Trebuie să trag până mi iese ceva. Perfect. Hai de mai sus un picuț. Chestia e că nu știi niciodată cât de mult trebuie să tragi, așa că încearcă până îți iese. Să vedem dacă am simulat cum trebuie. Că uneori se glicește unde nu vrei tu cel mai bine. Așa. Să vedem. S-a dus cum trebuie. Cam da. Bun. Partea asta vreau să o dau în jos, așa, și aș cam vrea să-ți fixez un pic mâneca mai sus, un pic. Clic. Să vedem. Stai un pic. Și pe partea asta cu W. Perfect, să zicem. Acum hai să facem acel material care să lege haina. Dacă aveam o poză, vă arătam. Apăs din nou W ca să găsesc o poziție bună în care să fac acel material care se leagă. Cu W, țin click, ridic un pic mai sus, să vedem, cred că aici. Da, cred că aici e perfect. Bun, aici sunt punctele care le-am creat noi. Și vom crea, cum am făcut în videoclipul trecut, ceva interior. O linie interioară pentru a fixa materialul care îl vom crea. Din nou creăm ceva aici. Să vedem, aș cam vrea pe aici să creez linia interioară. Apăs Enter. Înainte să apăs Enter, apăs din nou click pe punct. Trebuie să apeși click, click și click încă o dată pe punct ca să se facă chestia asta. Perfect, unde s-a făcut linia imaginară? Cam pe aici. E un pic cam sus. Hai, o dau un pic mai jos. Un pic mai jos n-ar strica.
Super. Acum, trebuie să facem în felul următor. Trebuie să creăm un material nou. Eu voi folosi acest dreptunghi ca să creez un material nou. Să zicem că asta e dimensiunea care o vreau eu. Acum să ne asigurăm că avem materialul acolo unde trebuie. O voi roti un picuț ca să se potrivească cu cum este mâna. Așa. În caz că gizmo vă faci, nu este poziționat cum trebuie, mergeți la Preferences Gizmo și asigurați-vă că sunteți pe Local sau pe World. Dacă sunteți pe Screen Coordinate, o să aveți o grămadă de tâmpenii pe ecran și nu este bine. Nu o să se miște cum vreți voi Gizmo. Și o să vă enerveze rău de tot. Că se va lua după poziția ecranului ca să miște materialul. Așa că mai bine să vă scuteți de un chin. Să vedem. E bine. Stai un pic mai jos, n-ar strica să-l pun. Vreau să fiu sigur că e în interior. Că dacă nu este în interior și se va întâmpla, se va lega de pe partea de sus și nu vrem să facem legătura pe partea de sus, vrem să facem pe dedesubt. Bun, că acum că am făcut chestia asta, ar trebui să coasem ce am făcut noi acum. Vreau să cos asta cu asta. Perfect. Aș putea să-i dau acum space ca să se simuleze, ca să se lipească de asta. Perfect. Opresc simularea, apăs Ctrl W ca să șterg toate punctele, apăs din nou simulare și acum mă rog la Dumnezeu să fie fixat în interior. Dacă s-a fixat în exterior, trebuie să refac de la început. Asta mă rog eu. Bun. Acum să vă mai arăt cum se inserează nasturele și gaura de la nasture. În 3D View avem aici câteva butoane, nasture și o linie. Linia asta înseamnă gaura pentru nasture. Bun. Apăsăm pe nasture și alegem o zonă în care vrem să se fixeze nasturele. Aș cam vrea cam pe aici. Super. În caz că nu vă convine dimensiunea la nasture, pur și simplu selectați-l și duceți-vă la button. Asigurați-vă că cel selectat are bifă. În caz că aveți mai multe nasturi, atunci o să vă fie mai greu. Dublu clic pe nasture și mai jos avem dimensiunea la nasture, care este de 20 de milimetri. Eu aș cam vrea să fie mai micuță, mai micuț nasturele ăsta. Să zicem că vreau să fie 15 milimetri. Babam, babam, s-a făcut mai mic. Bun. Și acum hai să inserăm și gaura de la nasture. Clic pe asta și du-te aici unde vrei tu să pui gaura. Eu aș cam vrea să fie cam pe aici. După ce am apăsat clic, se va genera automat o gaură aici, după cum puteți observa. Super. Bun. Acum că s-a generat chestia asta, trebuie să-i spunem la program unde vrem să se ducă. Unde ar trebui nasturile să se ducă ca să se lege de gaură. Și în caz că vi se pare că este gaura prea mare la acest nasture, intrați din nou aici, căutați buttonhole, numele la buttonhole și schimbați dimensiunea. Să zicem, eu vreau să fie 20. Super. Deși probabil. Lasă, 20 e o valoare bună. Ce vom face noi acum? Îi voi zice la program. Vezi că nasturele ăsta trebuie să se lege de gaura asta. Acest buton se va face acest lucru. Se numește, nici nu știu ce denumire are. Are pe el un lacăt și un nasture. Se numește Fasten Button în engleză. Dând clic pe el, putem să apăsăm pe nasture și pe gaura de la nasture. Știm că s-a făcut legătura când vedem această săgeată. Perfect. Și acum putem să dăm simulare, dacă e. Simulare.
Acum nu știu dacă s-a dus cum trebuie, că mi-e frică că s-a dus prost. Și din cauza asta văd că s-a dus iar, cred că s-a dus iar prost. Iar s-a dus pe de sub, așa. Nu, e pe unde trebuie. Dar văd că l-am făcut cam măricel. Și asta e o mare problemă. Asta ar putea deveni o problemă pe viitor dacă e prea mare. Lasă. În caz că vi se pare că este prea ascuțit materialul, asigurați-vă că aveți materialul nu accesat. Asigurați-vă că ați dat click pe material și în partea dreaptă, pe la Simulation Properties, schimbați valoarea de la 20 la 10. Cu cât este mai mare valoarea, cu atât va fi mai ascuțit materialul. Cu cât este mai mic, va fi mai fin. Dar cu cât scazi mai mult, cu atât o să se simuleze mai greu. Din nou apă simulare. Și putem observa că este un pic mai moale. Dar mi se pare că s-a pus fix invers asta. Am o presimțire că e fix invers materialul ăsta. Să vedem. În caz că este prea sujet, va trebui să mai miști aici până găsești ce trebuie să pui. Hai, deodată, mișcă-te. Asta e cred că e cea mai grea chestie, că trebuie să pui nasturile în gaură. Haide, intră. Dar uite că am reușit să poziționez asta cum trebuie, dar chestia este că materialul este fix invers și asta nu-mi convine. Opresc simularea, apăs pe material, clic dreapta și mă voi asigura că normal este pe partea care trebuie. Așa. Și acum singura chestie care a mai rămas de făcut este să pun nasturile în gaură. Dar chestia e că de foarte multe ori îți ia ceva până bași tu nasturile în gaură, că nu există un proces automat și trebuie să faci tu manual. Și fizica la acest program e ciudată de tot. Haide, te rog. Oh, haide! Ai intrat unde trebuie. Haide. Ciupește un pic, ciupește un pic. Haide, ciupește. Perfect! Space. Și uite că am făcut ce mi-am propus eu să fac. Am făcut acest material și am legat materialul cu nasturele. Super. Ce nașpa e că n-am făcut pe ambele părți simetrie. Că aveam pe ambele părți aceeași chestie. Sau... Nea, nu. Trebuia să fie și mâneca sucită. Asta e. Și uite, cam așa am făcut noi să folosim ace și nasturi în Marvel Designer. Dacă v-a plăcut acest lucru, dați like, subscribe și spate mi share. La revedere!